Eu cred că familia lui Raymond o să vină mâine la autobuz. Nu știu de ce mâine fac situația grijă. Mâine da, dar astăzi nu se știe. Păi mai așteptat ce până mâine? Păi așteptam. Și n-ai emoții? Nu am de ce să am. Nu știu, ai avut curaj așa, zic eu. Eu ziceam și rugaur. Că mie mi-a plăcut cum ai vorbit tu, eu n-aș fi avut curaj. Tu îți dai seama că noi acum suntem certați și amândoi suferim din cauza familiei tale? Păi oameni, nu e vorba de curaj, dar atunci când ești dezamăgit, nu știu, când suferi prea multe dezamăgiri în trecut. Nu, ai avut curaj ca să vorbești e, familia lui Raymond, pentru că nu știu ce se cred, nu știu ce, nu știu cum. Păi mi-ar fi fost așa, dacă nu m-a plăcut până acum și nu știu, acum sigur nu mă mai place, ceva de genul, știi? Nu, trebuie lucrurile spuse pe nume, pentru că e vorba de viața ta, e vorba de viitorul tău, e vorba de relația ta, e vorba de tine. E vorba și de familia ta, e vorba de... Da, mie mi-a plăcut. Dar în primul rând e vorba de mine și trebuie să știu, mie îmi plac lucrurile clare. Eu sunt sigur că dacă familia ta ți-ar spune acum nu vrem să faci, vrem să te desparți de Constantina, tu te desparți. Eu știu că deranjează, dar asta... Oricum, părinții lui Raymond... Eu sunt sigură că o să mă înțeleagă, da, adică... Da, înțeles. E normal să mă simt așa. Deci vezi, așa trebuie. Eu ca fraieră mă apucam de plâns, ziceam că ne-am despărțit și plângeam capul asta acolo. Păi nu că eu când am zis că ne despărțim, am zis doar așa ca să văd dacă suferă. Nu că și credeam că ne despărțim. Eu am crezut că ne despărțim sâmbătă, în gara, de asta plângeam continuu, că eu am crezut că gata. Dar acum nu cred că o să ne despărțim, dar fac așa doar ca să simtă el ceva, să văd reacția lui. Nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. M-am săturat de tine, gata, nu te mai suport. Dacă aș fi crezut din toată inima că ne despărțim, nu-ți crede-mă că eram leșinată pe aici. Deci, doamne, atunci... Asta a fost așa ca să nu mai fac ce a făcut. Eu zic numai din gură, dar în rest nu fac nimic. Da, voi la început, e normal. Ei, la început și cu toate astea, parcă va ajungem din urmă să te problemă. Laura a intrat doar să-și poată în joc și atât, să plece, Laura, să plece! Luați lucrurile cu calm, nu luați așa... Suntem amândoi așa. El vrea să-mi arate mie cât de tare e, eu vreau să-i arăt lui și nu lasă niciunul. Afară o să fie altă. Eu nu înțeleg vorba asta. Dacă nu e... O să fie altă pentru că aici trebuie să dai explicații și le luați subiectele și voi vă, ori de câte o să reia subiectul, voi vă ajutați. Nu trebuie peste. Și afară o să fie altele. Afară vă contraziceți, vă împăcați și nu mai știe nimeni. Ei. Nu mai dați nicio explicație. Știu eu și de ajuns că știu eu și mă deranjează. O sunt pe sora mea și dau ei. Mai ales certurile nu trebuie să le povestesc familiei. Aoleu, pe fixarea odată ce implici familia, deja apar probleme. Pe fixarea eu le povestesc, altceva nu. Nu. Nu, pentru că tu ieși mai ușor, dar familia iată mai greu, dacă ar ști că te-a supărat. Păi așa eram și cu cineva și făcea, aoleu, cum mă uite acum în ochii lui sorta? Păi vezi? Făcea, cum fac? Da, ta, pă... Și zic, nu mă interesează. Nu, trebuie să fii un fel de împăciuitor, să... să-ți rezolvi probleme doar tu și el atât, doar voi doi. Că dacă te-a implicat familia și te-a apărarea, după aia el începe dar să nu urască... Dar nu că... Stai, eu zi, îi spun, da? Dar... Să nu știe că i-am spus. Dar nu e bine. Dar după aia îi spun, să știi câte am zis. Mireasă pentru fiul meu. Zice dumneavoastră frumusețe de material, ați visat vreodată, cu câteva luni în urmă, când își declarau pe față ura una față de cealaltă, adică măcar n-au fost ipocrite, au zis, te urăsc și eu nu te mai suport. Și erau mereu una cu ochii după alta să vadă asta de ce a luat prin planul azi, asta de ce nu știu ce, asta de ce acum a fost să-mi ia asta, dar ce a făcut asta de mi-a luat? Deci așa au fost. Bine, dacă mă întrebați pe mine, nici acum treaba nu stă altfel, dar... Și-au dat seama că au foarte multe în comun, cum ar fi? Niște băieți mult mai tineri lângă ele care au făcut numai probleme sentimentale. Însă, Oana n-a jucat atât de tare precum a jucat Constantina și Oana o invidiază și o apreciază, ba chiar o vede maestră pe Constantina și vrea să-și facă ucenicia. Și de aia Oana se duce și întreabă, maestră Constantina, cum ai făcut de ți-a ieșit? Că uite, eu sunt ca o proastă, eu da, zic din gură, dar nu fac nimic. Eu dacă eram, plângeam, mă despărțeam și da. Cum ar veni, cam asta fac. Dar tu cum mai e? Ce ți-a răspuns? Ce ați înțeles din dialog? Nu mai știu. Dar ce înțeles? Ce a făcut ea? Ce ai apreciat la Constantina în relația cu... Mi-a plăcut mult cum a vorbit ea în acea zi, deși erau despărțiți, nu a plâns, nu știu, mi-a plăcut mie mult. Păi stai puțin, ea a zis așa, ea. Eu am spus că ne-am despărțit, am spus doar ca să văd că suferă.
Eu am crezut că ne despărțim sâmbătă, de-aia plângeam în continuu. Acum nu cred, dar fac așa ca să văd reacția lui. Dacă credeam că ne despărțim cu adevărat, eram leșinată. Dar asta a fost ca să nu mai facă ce a făcut. Și mai zice Constantina un lucru pe care Oana zice, domnule, eu nu puteam să fac asta. Eu recunosc, n-aveam tăria. Constantina zice, trebuie ca lucrurile să fie spuse pe nume, pentru că e vorba de viața ta, de viitorul tău și de tine. Dar în primul rând e vorba de mine și trebuie să știu lucrurile clar. A, bine, că știu eu. Hai să vedem, o învăț, fi învățat ceva Oana din asta sau nu, aflăm după pauză.